Bună ziua, bun găsit între prieteni! Despre performanța în volei, un sport ce a câștigat multe inimi în România, vorbim astăzi la rubrica Născut pentru Sport, prilejuită de prietena noastră, Beatrice Mercado. Îi spun bun venit domnului Adin Marian Cojocaru, președintele Federației Române de Volei. Bine v-am găsit! Salut, Luna! Mulțumesc de invitație! Sper să creăm și să aducem în discuție ceea ce zicem noi că este un sport normal, pentru unii poate este interesant, dar pentru noi 100% este un sport care ne-a format și pentru care merită să-l prezentăm așa cum este el. Da, pe aștept să vorbim despre frumusețea voleiului, mai ales că vă mărturisesc și le mărturisesc și telespectatorilor. Este unul dintre sporturile mele preferate și consider că ar trebui ca toți copiii din școli să-l practice. Acum e adevărat, în programa școlară este prevăzut la jocuri sportive, să știți că este volei, adică vorbim de basket, handball, volei și fotbal. Depinde acum de baza materială a fiecărei școli. Noi ne-am bucurat să facem, să fie așa practicat și prezentat la orele de educație fizică. În sensul ăsta, o mică paranteză, avem un proiect cu Confederația Europeană, prin care încercăm cumva să intrăm în școli și să prezentăm la clasele 0-4 importanța jocului de volei și cu niște mici intervenții așa distractive la nivelul copilului, adică să fie un fel de ne jucăm de-a volei. Da, 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 după aceea mergem în lucruri mai complicate, învățăm tot felul de detalii și așa mai așa departe. Este. Cum te îmbogățește acest sport? Uite, apropo de dezvoltare, apropo de beneficii. Să știți că aduce foarte multe. Faptul că aparține familiei jocurilor în zona aceasta descoperită, euristică, creează, dezvoltă cumva relațiile. Relațiile ajută la coeziune, întrajutorarea. Deci este, aduce, pe lângă faptul că ce aduce el ca sport, voleiul, faptul că este realizat și te învață să joci, să muncești pe o suprafață mică, până la urmă vorbim de 9 metri pe 9 metri, 81 de metri pătrați, pare mult, dar pare puțin, cu 6 sportivi în teren. Da. Dar este foarte solicitant și te învață să te ajuți. Până la urmă, să te coordonezi, nu? Și dezvoltă spiritul acesta de echipă, să te bazezi pe celălalt. Așa este, toată orice atingere a mingii este extrem de importantă. Nu e nimic la întâmplare, pentru că în fapt dorești ca în interiorul echipei tale să creezi un mod prin care să salvezi mingea și să joci mingea ca să îți aduci un punct. Ce înseamnă să faci performanță zilele noastre în România în volei? Să știți că încă se face performanță. Este căutat. Noi încercăm să aducem cât mai mulți copii și să prezentăm importanța voleiului, pentru că și volei are o istorie. Deci este extrem de important și încercăm noi, prin tot ceea ce facem, prezentarea lui ca echipă națională, rezultatele sale în spate, o istorie mai veche, una nouă, cu rezultate la nivelul fetelor, dar acum așa băieților, participări la campionate europene cu rezultate destul de frumoase. Under 19 nu a obținut calificarea la europene, da? Așa este. Suntem cumva, hai să zic, privilegiați prin prisma faptului că ultimii ani au prezentat niște rezultate. Rezultate care au venit cumva din spate, cu o muncă asiduă în spate și încercăm să o menținem. Mă întrebați de performanță. Performanța noi încercăm să o creăm așa cum este. E adevărat că ai nevoie de mai multă susținere financiară, nu din alt punct de vedere. Ai nevoie să creezi mai multe oportunități pentru antrenori, să fie la curent cu tot ceea ce înseamnă astăzi jocul de volei, ce solicitări, ce cerințe sunt astăzi. Noi încercăm să prezentăm toate lucrurile astea și sperăm așa cumva într-un timp să se tot upgradeze fiecare și antrenorii, profesorii, copiii să devină cumva mai aplecați către a se juca, că de acolo pleacă toată povestea, nu cu device-urile, dar să știți că performanță se face și există. Nu mai este așa cum se spunea înainte. Acum au alte oportunități copiii din toate palierele vieții. Noi încercăm să-i încadrăm cumva și să prezentăm beneficiile activității de educație fizică. Cam de acolo ar trebui început, pentru că copilul în primul rând trebuie să se joace. Joaca din fața, din spatele blocului, în curtea școlii, au dispărut, din păcate. Și atunci trebuie venit cu ceva care să înlocuiască. Să-și consume energia, nu? Sigur că da, sigur. Trebuie să făcut altceva. Noi avem un proiect, la fel, de vreo 4 ani funcționează, o competiție se numește Baby Volley, organizată de federație, pe un buget propriu, în care avem în fiecare an 100 de copii care vin la Izvoran și ne jucăm efectiv de-a voleiul, cu o minge prinsă. De la ce vârstă?
De la 7 ani. De la 7 ani. Și anul acesta când are loc? Va fi în decembrie. În decembrie. Da. Ce drăguț, deci de la 7 ani copiii da. Pot 7-9 ani să meargă acolo, ei. Să vadă, da. Nu? Cum, da. Cum e să joci volei, da, să-și și dezvolte reflexele. Așa este. Vin cu câte un antrenor, sunt 8-10 copii care vin acolo. Anul ce s-a încheiat, în decembrie, am avut și surpriza plăcută să plângă copiii și n-a știut nimeni de ce plâng. Și aspect că s-a terminat. Asta înseamnă, asta înseamnă că ne-am atins. Este bine, scopul, da, da, așa este. Cum arată anul acesta calendarul competițional? Unde vom fi prezenți? Vom fi prezenți, eu zic, pe mai multe paliere. Să luăm, îi înconjurăm și îi cucerim, nu? Trebuie, așa se face, da. La nivel de seniori avem participarea la campionatul european, la turneul final a fetelor în Italia, iar a băieților în Israel. Înseamnă încep fetele în jumătatea lunii august și continuă după aceea băieții, se termină undeva în 11 septembrie în ambele variante. Mai devreme sperăm ca în iulie să avem o prezență a fetelor sub 17 ani, chiar în sfârșitul acestei, în aprilie de fapt. După Paști avem două calificări la campionatul european, a băieților sub 17 ani în Croația și a fetelor în Georgia. Sperăm din ambele să reușim să culegem rodul de a se califica. Șanse mai mari au fetele, șanse. Vorbim de valoare, că fetele știți că sunt tot timpul mai dezvoltate, sunt mai ambițioase, mai concentrate, concentrate și așa mai departe. Da. Și suntem cumva mai siguri de ceea ce se va întâmpla cu participarea fetelor. Dar la băieți așteptăm aceleași rezultate. Cum să nu, bineînțeles. Da. Apropo de performanță, când se începe serios, așa, uite, dacă te-a prins voleiul și îți place și ce înseamnă să practici voleiul de performanță și vă întreb și dacă este un sport costisitor, este, nu este, apropo de resurse. Am înțeles. Hai să încep de la ultima întrebare. Nu este costisitor, el are o latură. Asta este și motivul pentru care este în programa școlară, numită accesibilitate. Este ușor, nu trebuie un echipament extraordinar. Un maieu sau un tricou, da, sigur, nu? Da, un short, kilot, un tricou, short. Da, da. O minge și nu trebuie neapărat să avem instalații deosebite, ci chiar o țârmă, o sfoară, să spunem așa. Da. Sau ceva care să permită trecerea acolo, unei, nu? Mingi peste un obstacol. Deci, da. La modul ăsta. Deci nu este costisitor. Noi avem foarte multe cluburi sportive școlare, fie că vin din cadrul cluburilor sportive, fie din liceele cu program sportiv, care au clase integrate cu volei, deci avem, mai să zicem, un număr de 70-80% din cluburile de juniori, vorbind de la vârsta de 10 ani până la 18, sunt formate din cele care au bugetul de la stat. Au început încet să apară și cluburi private care să atragă cumva copiii spre activitatea respectivă. Deci undeva, n-aș spune chiar că e performanță, dar de la 10 ani intră într-un cadru oficial cumva, la mini-volei, se numește competiția, unde ei practică sunt 7, pe un teren de 7 metri, cu 4 copii în teren de o parte și de alta. Ce drăguț! Vrem să vorbim și despre voleiul pe plajă și mai ales despre voleiul pe zăpadă, nu? Dacă nu știați, există și această posibilitate. Iar sunt foarte frumoase și aceste ramuri ale voleiului. Voleiul are o șansă, cu apariția, să spun, fratelui mai mic, acelui pe zăpadă, că se poate practica pe toată perioada anului. Adică vorbim de vară, perioada competițională, există competiții de beach volley, volley pe nisip, apoi cel din sală, indoor, și în perioada de iarnă, spunem așa, să avem și competițiile acestea. Este de vreo 4-5 ani apărut acest snow volley. România a organizat anul acesta, în martie, vom avea al 4-lea campionat național organizat la Straja, unde încercăm să avem din ce în ce mai multe echipe și să avem participanți. Revenind la beach volley, beach volley deja a început să fie, este o ramură olimpică, aparține Jocurilor Olimpice, este extrem de iubit, să știți că volley-ul și la beach volley, dar și la cel din sală, este pe locul 2 în lume ca popularitate, ceea ce îți poate da așa un elan să crezi că poți să-l promovezi. Este iubit, repet, și se practică pe toate plajele. El a apărut undeva din nevoia, s-a transformat în volei de plajă, din nevoia de a se pregăti sportivii în perioada verilor undeva pe plajă și atunci, simulând un volei pe plajă, a devenit o formă de pregătire.
și a devenit astăzi un volei extrem de interesant. Și ne așteptăm și noi în această vară să vedem, de exemplu, sigur, nu? Competiții? Sigur că da, avem un departament care se ocupă de treaba asta în cadrul federației, care se ocupă de volei pe zăpadă și cel pe nisip și există un calendar atât la juniori cât și la seniori, cu o Cupa României, cu un campionat și alte modalități sau alte campionate în care încercăm să atragem din ce în ce mai mulți practicanți. Noi suferim, noi suntem cumva într-o formă de dezvoltare în ideea că încă nu avem copii dedicați doar voleiului pe zăpadă sau doar voleiului pe nisip. Sunt cei care vin din sală, am încercat sau se încearcă cumva, există un club AS București, care CSU AS, unde este domnul Ifrim, care a încercat și și-a format așa o echipă din copii care sunt doar pentru voleiul pe nisip. E nevoie de mai mulți ca să poți să, într-adevăr, să te organizezi și să ai copii care, din care cumva să facă 12 luni, zi de zi, pregătire pe nisip și sub forma aceasta, pregătindu-te pentru o formă competițională. Mergem acolo pe litoral, că acolo da. Chiar avem nisip din belșug. Facem acolo o selecție, că sunt sigură da. Că se vor găsi da. Copilași dornici, nu? Să arate sigur, ce pot acolo pe sigur, nisip. Dacă am reușit noi la ceea ce a fost la Poiană, la Masif, dacă da, am avut da, o echipă da, da. De Znău care a prezentat în preambulul Masifului au fost interesați să vadă volei pe zăpadă, înseamnă că și la plajă... Cu siguranță găsim. Da. Ne-ați făcut poftă, să știți, de volei. De-abia aștept vara să mă duc să joc și așa de loazir, nu da. De performanță, că a trecut vremea performanței, dar nu e timpul pierdut și așa ca hobby să practicăm voleiul. Da. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență, a fost o plăcere și să veniți încurunați de medalii, de trofee, de premii și să ne lăudăm aici între prieteni cu ele. Să dea Dumnezeu. Vă mulțumesc mult de tot și sper să fie așa. Ținem pumnii. Mulțumesc frumos. Mult. Dragilor, mergem mai departe la Sebi acasă să vedem ce ne pregătește bun. Cum să facem cele mai bune chifteluțe marinate în sos? Vă salut, prietenii mei gurmanți! Astăzi o să vă arăt de la A la Z cum să pregătiți la voi acasă cele mai bune chifteluțe marinate în sos de roșii. Aici avem toate ingredientele. Prima dată încep cu chifteluțele noastre. Carne. Eu am folosit carne de vită. Vedeți? O carne de vită. Puteți să folosiți carne de vită și porc amestecată sau doar porc, doar vită, ce vă place mai mult și ce găsiți la îndemână. 600 de grame de carne am și o să folosesc cam o ceapă. Eu am ras-o. Puteți să o treceți prin robotul de bucătărie și după aia începem să vă spun să nu vă zăpăcesc. Pâine am 60 de grame de pâine. Ce am făcut? Am luat-o, am umuiat-o, am stors-o bine și aici o avem și 2 căței de usturoi. Verdeață. Am doar pătrunjel verde, dacă aveți și mărar, puteți să-i puneți și mărar, că merge foarte bine verdeața. Și un ou pentru chifteluțe. Puteți să puneți tot ce vă place mai mult. Sare și piper o să folosim. Dacă vă place chimionul, excelent. Pentru sos o să folosim morcov. Dacă vreți puțină albitură, merge puțină țelină, puteți să puneți. O ceapă, 2 căței de usturoi, 2 foi de dafin. Aici am un pastă de tomate, pastă de roșii. O să folosesc o lingură de bulion. Piper, sare și aici eu am supă. Am avut o supă de triței și mi-a rămas supică și o să pun în loc de apă. Dacă nu, folosiți apă. Haideți să începem să le pregătim. Adăugăm ceapă aici. Vedeți, eu adaug așa, cu tot cu seamă. Au usturoiul, 2 căței de usturoi, îl iau, așa și îl pisăm. Îi adăugăm pâinica, vedeți, mai multă sau mai puțină. Dacă carnea nu este tocată, o treceți prin mașina de tocat și ceapa și pâinea mai bine. Verdeața, nu o pun pe toată. Mai lăsăm la sfârșit, verdeața să intre bine așa. Mai lăsăm puțin, dacă este nevoie, o punem. Acum, înainte să fac, îi pun piper, vedeți, piper, așa, o linguriță de piper, după aia îl gustați. Sare la fel, punem sare, puțin așa, îi adăugăm oul, ne spălăm pe mâini și cu mâna bine curată, vă recomand, fără mănuși, să nu băgăm toxine aici și plastic, începem să le amestecăm bine. Gata, eu am probat sare de piper tot, ia uitați cum a ieșit cărnița mea. Vedeți, dacă, depinde dacă e ou prea mare sau puneți prea multă apă din pâine, dați o linguriță frumos, o lingură, două de pesmet ca să-și absoarbă lichidul. Acum ce facem? Eu am mai pus puțin chimion. Chimionul îmi place foarte mult, îi dă acel gust spectacular pentru mine. Chimion am pus, sare, piper după gust și până continuu celălalt le lăsăm puțin la frigider. Eu vă recomand compoziția de chifteluțe să o pregătiți puțin mai înainte, să o lăsați cel puțin o oră la frigider. Ceva ce nu v-am spus pentru sosul marinat, eu aici am pregătit
50-60 de mililitri de vin alb. Dacă nu, o lingură de oțet, nu v-am spus la început. Și acum ce fac? Ca să poate sta carnea mea în pauză, iau morcovul, îl rad și tai ceapa mărunt. Ceapa tăiată, morcovul tot, am tăiat cartofii, că o să pregătim și piureu de cartofi, ca să facem timp să stea compoziția noastră la frigider. Și acum, haide să pregătim chifteluțele. Eu am pus aici într-o tigaie ulei la foc, haide să-l dăm mai tare, să înceapă să încălzească. Și o să le formez cu o lingură astfel, o să știm exact măsura, uitați așa. Aici la jumătatea lingurii avem aproximativ 25-30 de grame de carne. Cu mânuța udă le dați forma care vreți voi la chifteluțele noastre. Rotunjoare, turtite, cum vreți voi. Și acum le trecem aici prin făină. Așa, Sebastiane. Uși pe mânuță și au ce chifteluțe faine facem noi. Perfect. Acum le trecem bine prin făină, așa. Le scuturăm. Haideți să vedem dacă s-a încins uleiul nostru și le punem la foc. Punem una de probă, așteptăm să încingă și astfel continui. Este încins uleiul. Haideți să băgăm prima șarjă de chifteluțe. Aveți grijă, prietenii mei gurmani, să nu băgați degetele în ulei. Am pregătit aici o farfurioară și acum, când s-au făcut pe o parte, haideți să vedem că a făcut, le luăm și le întoarcem. Așa. Este de ajuns. S-au făcut, le scoatem aici pe un șervet. Așa o să procedez cu toate prietenii mei gurmanți și imediat trecem să-i formăm sosul, să vedeți ce chifteluțe marinate gustoase mâncăm noi astăzi la noi acasă. Între timp ce terminăm ultimele chifteluțe, eu îmi pun cartofiorii să fiarbă pentru piureul de cartofi și ce vreau să vă spun, cei care ar aveți intoleranță la gluten și nu vreți să le treceți prin făină, nu se întâmplă nimic, le faceți cu grijă și le prăjiți direct așa, doar să nu arde, să aveți grijă, că oricum sare, da? Scot ultima șarge. Și trecem să pregătim sosul și să începem să le punem în sosul marinat. Să vedeți ce bine mâncăm azi, prietenii mei gurmani. Dacă ești nou la Sebi Acasă, abonează-te la Sebi Acasă, urmărește-mă TikTok, Facebook, Instagram și YouTube. La Sebi Acasă, prietenii mei gurmani. Să mâncăm papa bun. Papa bun și bucătăria mereu curată. Mereu curată, ați văzut? Făină nimic nu mai e aici. Că dacă nu, ne dă pam-pam cameramanul. Mi-a ieșit aproximativ 30 de chifteluțe de 30 de grame fiecare. Le punem aici și trecem. Să începem sosul. Pentru sos schimbăm uleiul. Punem puțin ulei sau untură, după placul vostru. Acum când uleiul s-a încins, adăugăm. Am aici, vedeți, usturoiul tocat mărunt. Usturoiul, ceapa și morcovul. Le adăugăm toate aici la foc. Dacă vreți să-i puneți puțin albitură, puțină rădăcină de pătrunjel, păstârnac sau să puneți puțină țelină. Rădăcină de țelină merge. Eu nu o să folosesc, deoarece, uite, am aici din supa mea, aici a avut la supă, a avut și albeață. Dacă nu, supă de carne sau apă. Apă simplă, cu ce vreți voi. Lăsăm ceapa și morcovul la foc câteva minute, 2 minute, 3 aproximativ, să nebușească puțin. Ole! Le-am lăsat aproximativ 3-4 minute acum și prima dată ce-i fac eu aici? Fiți atenți! Iau bulion și adaug o lingură, așa, o lingură generoasă de bulion. Le amestecăm până dispare mirosul de bulion crud. Și simțim mirosul de bulion prăjit, așa. Acum adaug și pasta de roșii. O, așa. Vă las scrise cantitățile sub acest video. O lăsăm și pe ea puțin, așa. Îi adăugăm și ei puțină sare. Îi adaug piper proaspăt măcinat. Aici sarea și piperul voi le puneți după gustul vostru. Și o stingem cu supă sau apă, dacă nu aveți supă, cu apă. Îi adăugăm foile de dafin. Îi adăugăm vinul. Eu îi pun vin alb, dacă nu vreți. Puneți o lingură de oțet. Punem aici un pahar de vin alb. Și punem o linguriță de zahăr, puțin zahăr, puțin. Gata. Uite, eu o să-i mai pun puțin, îi pun toată supa. La sfârșit, dacă este nevoie, mai completăm. Și acum, luăm chifteluțele noastre și le adăugăm în sos. Așa, am pus toate chifteluțele, le acoperim și le lăsăm aici să fiarbă la foc mic 10 minute. Timp în care se termină și cartofiorii mei. Dar uitați-l ce frumos fierbe, vedeți? Sosul s-a îngroșat el singur, nu trebuie să-i adaug făină nimic. Dacă vreți să-i faceți, o linguriță, o lingură de amidon cu un pic de apă caldă și l-ați îngroșat. Dar în cazul meu este perfect, s-a îngroșat. L-am gustat de sare piper. Este incredibil de bun, cu ingredientele care vi le-am spus eu. Îl opresc, îl las încă 10-15 minute în repaus. Timp în care eu pregătesc piureu de cartofi și trec la momentul cel mai așteptat, prietenii mei gurmanzi. Gata.
un sfat ce vă dau la piureu de cartofi, când faceți piureu de cartofi, cartofii să fie recenți fierbi, să fie proaspeți fierți și să fie calzi. Și aici eu le pun și puțin pătrunjel verde pe deasupra, puteți să-i puneți în farfurie, dar așa aici frumos. Facem porții generoase, îmi mai impun și puțin pătrunjel așa pe deasupra. La o gură. Haideți să trecem la momentul cel mai așteptat, uitați, chifteluța ce frumos se rupe. Incredibil, gustul de odinioară. Ați văzut, prieteni mei gurmanți, cât de ușor puteți face această rețetică. Dacă faceți mai multe chifteluțe într-o zi și vă rămâne, doar îi faceți sosul și a doua zi aveți chifteluțe cu sos. Provați cu încredere și această rețetă, prietenii mei gurmanți, și nu uitați, oriunde v-ați aflat, sunteți iubiți. Ne vedem într-un nou video, bye bye! Probați chifteluțe cu sos marinat Maisebe. Avem o surpriză pentru voi. Mâine, la Dragoste de România, v-au pregătit colegii mei un interviu special cu nimeni altul decât Dan Puric. A venit Cezara Munteanu astăzi să ne povestească totul. O să o trag de limbă. Bine te-am găsit, Cezara. Bine te-am găsit, Dana. Vă invit să ne urmăriți mâine de la ora 21 pe Metropola TV, bineînțeles, sau dacă nu reușiți mâine, duminică de la ora 19, să urmăriți un interviu în exclusivitate cu maestru Dan Puric. A fost o întâlnire, wow, sublimă, plină de emoție, multe, multe cuvinte frumoase spuse, multe vorbe care sigur vor rămâne imprimate în suflet. Hai să-mi povestesc, apropo de domnul, de maestrul Dan Puric, cum a fost prima ta și prima ta întâlnire. Prima mea întâlnire a fost acum mulți ani, când eram în anul 2 de facultate și el a organizat casting pentru spectacolul Înșirte Mărgărite. Am fost la Teatrul Național, am făcut la casting ce mi s-a cerut, iar ulterior am intrat în echipa de lucru la spectacol și eu știam că maestrul o perioadă din viața lui a lucrat la Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani și m-am dus la el să-i spun, știți, eu sunt din Botoșani, și se uită așa la mine și spune, mi-am dat seama pentru că oamenii de acolo au o lumină aparte. Și mi s-a părut atât de frumos. Drăgălaș, da. Da, am simțit așa o conexiune din prima cu el și a fost o întâlnire extrem de valoroasă pentru mine la acea vârstă, pentru că m-a călăuzit. A fost un maestru în adevăratul sens al cuvântului și m-a inspirat. Am învățat multe în ceea ce privește meseria pe care o am. Și iată că la... nici nu mai știu câți ani au trecut, după, ai făcut repede un calcul. Cred că 6-7 ani după ce am lucrat cu el, am revenit și de data asta în calitate de jurnalist. Am avut ocazia să iau interviu și să stau de vorbă puțin altfel cu omul Dan Puric. Și cum l-ai descoperit? Cum este omul Dan Puric? Este... Pentru că noi îl vedem neavând tangență, știi cum e. Nu intrăm în culise, nu vedem cum lucrează cu oamenii. Păi o să vedeți imagini și din culise mâine. Cum e omul? Am reușit să intrăm la repetițiile lui. Lucrează la un nou spectacol, Călătoria, care a avut premiera deja la Teatrul Național și noi am furat câteva imagini de la repetiții pe care o să le vedeți mâine. Am fost și să vedem spectacolul, bineînțeles, și cum să zic, eu am fost inundată de emoții în momentul în care am pășit în sala de balet de la Teatrul Național. Este exact aceeași sală în care am repetat și eu luni de zile, de dimineață până seara, și am fost plină de emoție, dar m-am bucurat foarte tare să-l văd pe maestrul Dan Puric la fel de plin de viață, nimic nu s-a schimbat, vârsta nu se vede la el, se antrenează în continuare, în fiecare zi, cu aceeași pasiune și exact aceeași dedicare și pasiune o pune acolo în lucru, cu tinerii. Asta e extraordinar, că întotdeauna își creează o echipă de tineri pe care să-i călăuzească și așa cum ne-a spus în interviu, vă dau un mic așa, spoiler, există speranță, asta a spus el, pentru noua generație, încă nu este totul pierdut. Da, pentru că de obicei lumea se uită mereu la vechile generații și se fac comparații între actorii tineri și actorii cu ștate vechi, ca să spun da, așa. Da, da, da. Și actorii tineri au foarte multe de oferit. Au foarte multe de oferit. Să arate și așa să, e. Să se manifeste, că, și despre asta este vorba. De aceea și... te duci la teatru, nu? Exact. Să arăți lumii întregi de ce ești în stare. Și am avut ocazia, echipa noastră, Metropola TV, să meargă și la spectacolul domnului Puric, la care lucra acum, Călătoria. Și a fost
foarte frumos. Așa, nici nu mă așteptam la altceva, sincer. Știam cum lucrează, știam cum a fost și în Șirte Mărgărite, spectacolul la care am lucrat noi. Este, bineînțeles. Și a avut un mesaj extrem de puternic de transmis. Nu vă zic mai multe, mergeți să-l vedeți dacă vă doriți. Știți că eu susțin întotdeauna și îndemn pe oameni să meargă la teatru, că asta mi este meseria. Și cu ocazia asta vă invit și pe voi la teatru, că sâmbătă joc și eu. Tu ești acolo, bineînțeles, performez prinsă în toată, da, toată povestea asta cu teatrul. Zi-mi despre piesă, haide. Păi să ce să zic? Dana, vă zic acum așa, din culisele noastre. Nu ajung, să știți, eu nu ajung să vă pe Cezara. Nu ajunge, dar mă întreabă. Spun, nu știu, nu pot, n-am când, dar fac eu cumva și eu să vin. Da. Sâmbătă de la 20, de la ora 20, jucăm Viespea la Teatrul Fortin, alături de Ioana Ginghină, și îmi plăcea de Dana că mă întreba cine e Viespea. Cine e Viespea? Am și o tu întrebare. Tu sau Ioana? Și nu vrea să-mi spună, i-am încercat să o trag de limbă, n-a vrut, a râs așa și am zis, bine, nu mai spune, lasă că-mi păi nu zic, trebuie să veniți să vedeți că e un spectacol cu un mesaj puternic, dar iată, îl moștenesc pe maestru, nu puteam să fac altfel de spectacol și chiar am avut ocazia să discut cu el despre spațiul independent în care activăm. Cum mi s-a părut Teatru Fortin? Wow, s-a bucurat enorm, a zis că ne sprijină, ne-a spus să avem curaj, să nu ne lăsăm, primii ani sunt mai grei, că iată, chiar săptămâna trecută s-a împlinit un an de activitate, un an de când s-a jucat primul spectacol pe scena Teatrului Fortin și el ne-a zis că trebuie să rezistăm, că un public se creează în 3-5 ani și e foarte mândru că fac asta. Dacă ar fi, nu știu, să fur ceva de la maestru, apropo de meserie. Am furat multe. Ce-ai furat de lei? Un profesor în școală mi-a spus că în artă e permis orice. În artă și în iubire. Mm-hmm. Și în război. Și în război, exact. Și atunci am furat tot ce înseamnă pasiune, tot ce înseamnă dedicarea pentru această meserie, tot ce înseamnă să nu te lași, să ai curaj. M-a inspirat foarte tare și faptul că el ne susține și am simțit asta de la el a fost extraordinar. Dar uite, cum îți găsești locul ca tânăr actor? Apropo, după ce ești de pe băncile facultății? Nu e simplu și pentru mine a fost un parcurs dificil, dar la 18 ani când am venit în București, am venit cu un gând că dacă muncesc, o să reușesc. Asta este singura cale care era disponibilă pentru mine, care era valabilă. Și am continuat să muncesc și într-un final, eu zic că am ajuns într-un punct foarte frumos al carierei și al vieții mele și asta îi sfătuiesc pe toți tinerii actori și tinerii actori în devenire să muncească, pentru că munca va fi cea care îi va duce cel mai departe. Talentul este foarte important, bineînțeles, dar dacă nu muncești, da, nu are nicio valoare. Așa este. Anul acesta ce mai pregătești? Pregătim foarte multe. Întotdeauna, oricum, la Teatru Fortin avem vreo 2 premiere pe lună, avem oameni extrem de talentați care fac parte din echipa noastră, proiecte cu asociația să-i ajutăm pe tinerii, care vor fi societatea de mâine și suntem responsabili pentru ei, deci multe, multe, multe activități frumoase, dar promit că mai vin și mai vă mai povestesc. Păi să mai vii, să mai povestești. Și apropo de dragoste de România, da? Spune-mi așa, ce materiale mai pregătiți? Pe unde mai mergeți? Wow, ce am avut, mai vedem? Mergem peste tot, prin țară, prin lume, găsim povești foarte frumoase, echipa mea minunată, pe fetele mele pe care le salut, Violeta Ivu, producătoarea, Bianca Apostol, reporter, Antonia Ionescu, suntem așa o echipă foarte unită, numai de fetițe, care fac o treabă bună. Ziceai înainte că fetele sunt mereu un pic deasupra băieților, apropo și de competiții, de performanță, da, nu? Pentru că sunt mai organizate, mai concentrate, mai știi? Da, și împreună cu echipa chiar am reușit să găsim oameni extrem de frumoși și săptămâna trecută, dar o să vin să vă povestesc, am avut un interviu cu un domn general, Radu Teodoru, 99 de ani, atât vă spun. Wow. A fost o întâlnire care mi-a schimbat viața, să știți, din multe puncte de vedere. O să vă invit și pe voi să urmăriți reportajul, pentru că sunt convinsă că o să aibă un impact foarte puternic, dar vă zic eu mai multe despre această întâlnire data viitoare. Să-mi povestești ce satisfacție ție din lumea aceasta a televiziunii față de lumea teatrului. Wow, mamă, ce întrebare dificilă! E greu de răspuns.
Dana! Ai, ce faci? Serios, acum mai pe nepregătite. Mai pe nepregătite. Sunt multe satisfacții. Eu sunt un om care se plictisește repede și care are nevoie tare de partea asta de creativă, da, și de varietate. Și atunci televiziunea îmi oferă asta, îmi oferă lucruri sub presiune. Așa funcționez, se pare, știi cum e la noi, întotdeauna multă presiune, să iasă totul bine, trebuie să fii tot timpul la curent, de pe astăzi pe mâine se poate schimba, de la un minut la altul, intervin tot felul de situații și probabil îmi place. N-au să o voce în cască și... Exact. Op. Trebuie vezi să... că, da. Și atunci adrenalina asta și faptul că îți solicită inteligența emoțională, da, pentru că trebuie să fii capabil să reacționezi în felul potrivit, la momentul potrivit, îmi place la nebunie chestia oricum asta. Oricum te sprijină și actoria în zona aceasta, apropo de emoții. Cu siguranță, vai, și că noi am împlinit 2 ani zilele trecute, am sărbătorit și trebuie să recunosc că ieri colegii mi-au făcut o farsă de zile mari, pe care o să o puteți urmări, bineînțeles. Să ne arăt. Dar, da, toată lumea a încercat să mă enerveze, nu au reușit, au zis, măi, dar tu chiar nu te enervezi, nu? Ei, și am trecut prin foc, prin apă, prin multe, multe provocări și m-au întrebat, dar cum ai reușit să faci asta și cu toate astea tu vrei să-ți faci treaba în continuare? Și am zis, m-a ajutat foarte mult partea asta de actorie, pentru că la actori, să mergeți să vedeți un film la cinematograf, asta. Babylon, că vorbește foarte mult de partea asta de viața și condiția actorului, ești pus în orice situație, trebuie să execuți ceea ce ți se spune fără să pui prea multe întrebări, exact, adică să-ți găsești o justificare ca să-l mulțumești pe regizor și atunci dacă ți se spune să stai în cap și să spui replica sau să treci prin foc și să sari, dar în același timp să râzi, tu execuți. Și atunci exact același lucru l-am aplicat și în viața aceasta de televiziune. Da. Cezar, ești minunată și mă bucur de fiecare dată când vii între prieteni și chiar îi invit pe telespectatori să nu uite că vineri la ora 9, da, este acest minunat interviu pe care l-a realizat Cezar acum, maestrul Dan Puric și, bineînțeles, în reluare duminică de da, la ora 19. 19. Vezi că am reținut bine. Te mai aștept cu mare drag și data viitoare să mai povestim așa frumos. Sigur că da. Mulțumim mult, Cezar. Și eu vă mulțumesc. Dragii mei, mergem mai departe la grădina Ritei. Hai să vedem ce sfaturi ne oferă cu privire la îngrijirea plantelor. Bună, sunt Casiana și astăzi o să vă spun despre Ilex sau Ilex aculifolium. Crește sub formă de arbust sau arbore în funcție de specie, existând peste 400 de specii. Unii cresc până la 2 metri, 2 metri jumate, dar sunt și specii a căror înălțime depășește 10 metri. Frunzele sunt veșnic tinere. În general, el este ornamental atât prin port frunze, cât și prin flori, dar mai ales prin fructe care apar vara și se mențin pe toată perioada iernii. Fructele au culori diferite, acestea putând fi atât galbene cât și roșii sau maronii. Cele mai multe sunt roșii și sunt foarte ornamentale. Este unul dintre arborii care se păstrează în casă în perioada sărbătorilor de iarnă. Din el se fac fie coronițe, fie buchete de flori care se pun la mese. Nu este pretențios deloc, are nevoie de un sol însă care să aibă un drenaj bun. Pentru aceasta sunt potrivite solurile care sunt foarte bogate în materie organică și mai ales cele care nu au băltiri ale apei, deci au drenajul acela bun. Sunt de evitat însă solurile care sunt asate, cele prea argiloase. Plantarea se face în general într-o zonă care este ferită de curenție de aer, pentru că este sensibilă la vânturi puternice și la curenții reci de aer. Se poate planta atât la semi-umbră cât și la umbră, excepție fac soiurile care au frunzele în mai multe culori, acestea putând fi plantate și în soare, pentru că altfel dispare coloritul acesta de pe marginea frunzelor. Frunzele în general sunt dințate pe margini, apărând acești spini. Culoarea poate fi de un verde intens, dar vedeți că sunt și soiuri a căror culoare sau margine este de culoare galbenă sau un verde mai deschis sau crem. Plantarea se poate face atât toamna cât și primăvara de vreme. Se poate planta și singură, dar și în amestec cu alte specii. Puteți de asemenea să faceți garduri vii
din Ilex, pentru că merge foarte frumos, fie tuns, dându-i anumite forme sau lăsându-l să crească liber. Plantarea, dacă o faceți toamna, trebuie să o alegeți în perioada octombrie, noiembrie sau chiar decembrie, dacă solul nu este înghețat, sau primăvara de vreme. Se face groapă de 50-60 de centimetri, după care se plantează plantele. Acestea însă trebuie să fie cu balos de pământ, ca prinderea să fie bună, după care se pune pământul și se trasează ușor de la exterior spre interior, după care se udă, pentru că planta are nevoie de multă apă, mai ales în faza de vegetație în care este tânăr, ca pom. Nu suportă lipsa apei, de aceea trebuie udată săptămânal, mai ales în perioadele în care este foarte cald afară. În rest, nu are nevoie de un tratament special, ci doar să fertilizați solul dacă aveți un sol prea sărac sau dacă apar diferite boli și dăunători, să dați tratamente pentru acestea. Pentru cei care locuiesc la bloc, să știți că ilexul poate fi cultivat și la ghiveci, dar în perioada iernii trebuie să îl adăpostiți într-o cameră răcoroasă, pentru că acesta nu rezistă afară decât la temperaturi de minus 20, maxim minus 25 de grade, în funcție de specie. Vă doresc să aveți un Crăciun fericit, binecuvântat, alături de cei dragi, și sărbători fericite. Până data viitoare, vă doresc spor în toate! Dansterapia are nenumărate beneficii pentru sănătatea noastră, iar pentru prima oară în România pătrunde o metodă prin care aveți șansa de a experimenta mai multe stiluri de exprimare. Metoda creată de doamna Fabien Curmont, fondatoarea programului și a metodei Dansul Ființei și a Școlii Internaționale de Dans, Isnes Dance. Le spun bun venit invitatelor noastre, doamna Curmont și doamna Adriana Miclea, psiholog, coach și dans terapeut în formare. Bine v-am găsit! Bună ziua, bine v-am găsit și noi! Bonjour! Bine v-am găsit! Așadar, vorbim despre dansterapie și vorbim despre o școală internațională, da, de dansterapie. Vreau să povestim mai multe despre metodă și să vorbim, da, despre Marea Deschidere. Ia să vedem ce ne-ați pregătit, când anume se întâmplă toate aceste lucruri. În primul rând, bine v-am găsit din nou, v-am regăsit. Se întâmplă mâine seară, de la ora 18, la Centrul Cultural Francez, în prezența ambasadoarei excelenței sale, ambasadoarea Franței în România, a consulatului francez și a unor personalități din lumea terapeutică, culturală și jurnalistică a Bucureștiului. Ce frumos, sună foarte bine, toți pasionații de dans și nu numai, cei care vor să descopere lumea dansului sunt invitații acolo. Să povestim un pic despre metodă și aș vrea să o întreb pe doamna Curmont, așadar, ce vom regăsi noi acolo la această școală internațională de dans? Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver demain à l'école de danse? Demain ou après-demain? Et demain et après-demain. Oui. Après-demain. Și mâine și după deschidere. Și mâine și poi mâine. Quel est le programme? Exact. Demain, nous allons faire la présentation de l'école, de l'antenne de l'académie, donc de l'antenne en Roumanie. Donc. Adriana Miclea sera donc la représentante. Deci mâine deschidem antena pe România a școlii, unde eu sunt reprezentanta pe România a acestei școli. Donc c'est une soirée de célébration, une soirée d'ouverture avec des invités et donc des invités vraiment importants aussi puisque il y aura les représentants aussi de toute la culture française ici en Roumanie. Vor fi reprezentanți din partea culturii franceze în România, o seară de deschidere și de excelență. Et donc aussi des invités importants, donc dont parle va vous parler Adriana. Și invitat special despre care v-am vorbit în deschidere. Mm-hmm. Et ensuite le jour d'après, nous allons vraiment commencer à travailler un premier stage vraiment de découverte où les personnes vont pouvoir découvrir la méthode pendant une journée. Il y a eu beaucoup de monde donc on a fait une deuxième journée. Deci, sâmbătă deschidem, practic, stagiul de inițiere. Va fi un workshop de 8 ore, cu o pauză la mijloc și, din fericire pentru noi, a trebuit să suplimentăm numărul de locuri și vom face și pe 19, duminică. Să povestim mai multe despre ce se va întâmpla în cadrul workshop-ului, în cadrul stagiului de pregătire. Cum lucrați acolo? Cum va travaille a workshop? Un workshop, c'est en fait là, ce sera un workshop de découverte. Donc, je vais prendre des choses simples, des bases, mais nous allons, comme dans la danse de l'aide, c'est une danse thérapie, mais holistique. Okay.
Deci este o metodă de dans-terapie holistică și vom merge de la bază, vom învăța bazele. Et nous allons particulièrement mettre l'accent sur le lien avec la nature et les cinq éléments. Vom pune accentul pe elementele naturii, pe cele cinci elemente și pe qu'est-ce que tu as dit encore pe la nature, la nature și pe natură. Da. Et comment retrouver le mouvement naturel pour nous? Și să ne găsim mișcarea naturală pentru noi. Donc je vais initier des danses pour la terre, des danses avec l'eau, le mouvement de l'eau, le mouvement du feu, le mouvement de l'air. Et le mouvement de l'éther. Deci luăm pe rând cele cinci elemente pe care le numărat. Reprezentăm așa pe fiecare da. În parte, da. Da. Primim indicii sau doamna Curmon să ne lase pur și simplu să ne manifestăm așa cum simțim și cum credem noi că ar trebui să reprezentăm elementul respectiv. On va avoir des indices de ta part ou on va tu vas nous laisser d'être très libre. Les deux. Ah, les deux. Deci... je donne toujours c'est une danse libre mais je donne toujours un cadre. Avec des mouvements de base qui vont aider les personnes. Par exemple, le mouvement de l'eau, c'est le mouvement de l'ondulation. C'est fluide. C'est fluide, l'ondulation, la fluidité. Et comment trouver la fluidité dans tout le corps, dans toutes les parties du corps? Donc, je guide les personnes pour qu'elles soient vraiment, qu'elles puissent aller vraiment ressentir le mouvement à l'intérieur. Vă dau exemplu, apei este foarte fluidă și doar ghidez. Eu doar sunt acolo ca să ghidez. În rest, mișcările sunt foarte libere. Urmează mișcarea apei, de fapt. Așa este. Et l'après-midi, nous allons aussi aborder aussi le, tout le travail émotionnel que l'on peut faire, la libération émotionnelle, avec la danse de l'être, avec la danse thérapie. Apoi vom aborda partea emoțională și eliberarea acestei părți în a doua parte a zilei. Folosind metoda dansul ființei pe care a creat-o doamna Curmon, dacă vă rog să ne mai explicați așa în ce constă această metodă pentru cei care nu sunt familiarizați cu dansul ființei. Oui, on doit répéter un peu qu'est-ce qu'il y a dans la danse thérapie, la danse de l'être, ta metodă. Répéter un peu? Répéter qu'est-ce qu'on a fait en été, qu'est-ce qu'on a discuté en été sur ta méthode. De parler un peu de la méthode. Oui, c'est ça. Ok. Oui, parce que dans ma méthode de danse-thérapie, j'aborde la personne dans la globalité. C'est une danse-thérapie holistique. Donc ça veut dire que la personne est prise dans sa globalité, le corps, le mouvement, l'énergie, les émotions, toutes les émotions que l'on garde à l'intérieur, les pensées aussi. Et le plan sacré spirituel. Deci abordăm planul fizic, planul spiritual, planul mental și cel intelectual. Adriana, tu ești dans-terapeut în formare. Povestește-mi, apropo, cum vei lucra cu cei care vin și descoperă această metodă, apropo de tot ceea ce presupune. Într-un an voi fi practic cu diploma de dans-terapeut și voi putea să țin stagii în România, ca și doamna Fabienne Curmon. Și pentru mine este o onoare de a începe acest tip de terapie, pentru că mi se pare extraordinar cum putem să ne vindecăm pe loc, cum putem să scoatem emoțiile negative la suprafață și să trăim cu ele, să dansăm cu ele și să le eliminăm. Este o formă de terapie practic foarte rapidă. Față de celelalte terapii din psihoterapie, care durează puțin mai mult. Da, dacă stăm să ne gândim, cred că e mai eficient să mergi acolo la o ședință de dans, să te deblochezi, nu? Da. Decât dacă stai să povestești, nu zic că nu e... E mai direct. Da, e mai direct. Da. Pentru unii poate funcționează asta mai bine, dar pentru alții dansul vine așa ca o eliberare. Și o scurtătură, practic, așa spunem, un shortcut. Așa este. Vreau să mai povestim așa, apropo de programul școlii internaționale. Cine poate veni la cursuri, de la ce vârste? Qui peut venir au cours, de quel âge? Les adultes de tous les âges. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une technique de danse ou d'avoir pratiqué la danse. C'est vraiment ouvert à tout le monde, avec le corps tel qu'il est. Même si des danseurs viennent en France, il y a des danseurs professionnels, des personnes qui n'ont pas fait de danse ou juste de yoga, c'est très ouvert. Deci vin adus de toate vârstele, este foarte deschis întregului publicului larg, pentru că, spre exemplu, și în Franța, la stagii vin elevi care practică yoga sau chiar deloc, dans în trecutul lor sau chiar deloc, deci practic este deschis a... unei palete foarte largi de public.
Deci să nu ține scuza că nu am talent, deci să nu mă duc să dansez, asta, da? Donc on va pas avoir la excuse que on peut pas danser. Oui, oui, oui. Et tous les âges, dans mes stages, les formations de 20 ans à 70 ans passés. Vor mai fi workshop-uri, de exemplu, astfel de stagii, uite, de cum se întâmplă zilele acestea? Deci intenționăm să mai facem în vară, în luna iunie și în octombrie, stagii tot cu doamna Fabien Curmo. Și între timp intenționăm să aducem asistenții dânsei din Franța și din Italia. Este o școală internațională, după cum știți. Și în vară, până în vară va veni doamna asistenta dânsei Rosella Rubini, care este asistenta doamnei din Italia. Apropo de beneficii, cred că aveți acolo în grupurile dumneavoastră persoane care vin de ani buni, nu? Și au descoperit această metodă și resimt schimbările în ființa lor. Eu regard, il y a de persoane qui vient depuis longtemps, ils ont des changements dans leur état, dans leur comportement. Oui, oui. Surtout en France, je donne une formation qui dure 2 ans. Et pendant les 2 ans, c'est comme un voyage initiatique pour les personnes et il y a une vraie transformation dans leur vie, beaucoup de blocages émotionnels, des empêchements d'oser être soi-même, même physiquement, des choses qui bougent dans leur corps, c'est très efficace. Mm-hmm. C'est vraiment une thérapie très efficace. Mm-hmm. Sperăm că se întâmplă acest lucru și în România când o să descopere metoda doamnei Curmo. Să traduc ce a spus Dansa, vă dau un exemplu. Fetele care vin la acest stagiu își depășesc niște blocaje interioare de ani de zile și realmente se văd transformări uluitoare în 2 ani. Apropo de stările acestea de tristețe, de anxietate, poate de depresie, cred că își găsesc vindecarea prin această metodă. La etat de depresion, de anxietate? Oui, oui, beaucoup. Le manque de confiance en soi, depression, anxiété, dévalorisation, rejet, beaucoup de choses comme ça, je travaille vraiment avec la personne et ça fait des grandes transformations, vraiment. Et c'est comme les personnes se sentent bien dans leur corps, reconnues, et elles peuvent oser être. Dat exemplu rănilor pe care le putem avea din copilărie, trădarea, abandonul, rejetul, care sunt cele mai întâlnite și care își găsesc rezolvare acolo. Da, și apropo de încrederea în sine, să ne gândim momentul în care ți se schimbă percepția asupra corpului tău, da? Cu câtă încredere pășești și ce energie transmiți. Da, la confiance de soi, l'énergie que tu transmets. Tu... Oui, beaucoup la confiance, et surtout beaucoup pour les femmes, parce que beaucoup de femmes ont perdu la confiance en elles, parce que voilà, pour plein de raisons, de l'enfance, et d'un seul coup, elles peuvent être dans leur danse, dans leur corps, et c'est magnifique. Mai ales pentru femei. Este extraordinar, e magnific, cum zice Dansa, pentru că femeile se pot efectiv dezvolta foarte frumos personal. Et je peux dire que j'axe aussi beaucoup sur l'ouverture du cœur. Voilà, parce que c'est vraiment important l'ouverture du cœur. Quand on ouvre le cœur, tout est possible avec le corps. Maxes de asemenea pe deschiderea inimii. Adriana, pentru tine ce impact a avut dansul în viața ta? Pentru mine a avut un impact deosebit în sensul că fiind psihoterapeut, psiholog la bază și coach, m-a ajutat să mă regăsesc pe mine, să comunic mai bine cu ceilalți, să capăt încredere în mine, să trec mai ușor peste stările de anxietate și, spre exemplu, de a mă încărca cu energie. Despre asta am vorbit și acum câteva luni. Te încarcă fantastic cu energie. Așa este și, uite, dacă ar fi să transmitem împreună un mesaj celor interesați care, uite, au auzit astăzi de la noi despre deschiderea Școlii Internaționale de Dans Isnes, hai să vedem ce le spunem, apropo, de tot ceea ce pregătiți în acest an. Qu'est-ce qu'on va le dire à ceux qui nous écoutent? Qu'est-ce qu'on prépare cette année? Alors, on prépare un beau programme cette année. On va aller progressivement parce que j'ai beaucoup de stages en France. Je vais revenir au mois de juin, donner un stage de week-end ici à Bucarest et au mois d'octobre. Et ensuite, mon assistante, Rosella Rubini, va venir aussi régulièrement donner des stages.
Deci, dânsa revine în iunie și în octombrie, cum vă spuneam. Între timp, doamna Rozela Rubini va veni să țină aceste stagii în locul dânsei. Pour l'année prochaine, on prévoit une retraite de danse dans la nature. Pentru anul viitor, prevedem o retragere în natură. Et de continuer de venir régulièrement, 4 fois par an minimum, pour vraiment voilà, commencer avec les personnes intéressées. Intenționez să vin de 4 ori pe an, de a face și stagii în natură și de a continua acest lucru cu cei interesați. Ce frumos să sună. Et pour les personnes vraiment qui veulent aller plus loin et devenir praticien pour pouvoir transmettre, il va y avoir l'année prochaine une formation internationale. O să fie o formare internațională pentru cei care vor să devină practicanți. Sună foarte, foarte, foarte bine și vă felicit pentru tot ceea ce faceți, pentru tot lucrul cu oamenii, pentru pasiune și pentru implicare. O idee minunată. Et nous félicite pour tout ce qu'on fait, pour ce travail. C'est une merveilleuse chose qu'on fait. Și vă mai aștept, bineînțeles, și data viitoare să mai povestim, nu, despre beneficiile dansului și despre ce schimbări aduce în viața noastră. A fost o bucurie. Exactement. La prochaine fois. De chaque fois quand tu viens pour venir ici, c'est une grande joie qu'on était ici. Et tu peux dire aussi, je peux dire aussi que la formation est certifiée par le Conseil international de la danse, tu as dit? Formarea este certificată de Consiliul Internațional de la Atena, cu sediul la Atena. E partener de UNESCO. Care este partener UNESCO. Foarte important de menționat. Mulțumesc frumos. Mulțumim și vă mai aștept cu mare, mare drag. Vă mulțumesc. La revedere. Dragii mei, luăm o scurtă pauză și revenim între prieteni.